Mai sunt doar 3 zile până la faza finală a campionatului de tenis de masă pe care Ministerul Afacerilor Interne o organizează în fiecare an. Anul acesta, competiția se va desfășura în Argeș, la Câmpulung Muscel, în perioada 10-15 martie. Se vor lupta pentru primul loc la ping-pong toate armele din minister. Component al echipei jandarmeriei române este și Cătălin Doncea, plutonier major la Inspectoratul de Jandarmi Giurgiu, și va concura la categoria peste 45 de ani. Lotul jandarmeriei române este format dintr-un număr de 16 sportivi și 4 sportive. Ambițios și modest când vine vorba despre toate titlurile câștigate, sportivul de 47 de ani nu se vede renunțând vreodată la tenisul de masă. Cât timp dedicați antrenamentului? Antrenamentele sunt foarte epuizante și foarte solicitate din punct de vedere fizic și psihic. Eu mă antrenez de 3-4 ori pe săptămână, atâta timp cât timpul îmi permite. Îmi doresc să am o activitate foarte îndelungată și atâta timp cât o să fiu sănătos, sper să joc până la adânci bătrâneți. Cătălin Doncea practică ping-pongul de mic și a avut un singur antrenor, pe Anghel Corbul. Chiar dacă pentru el tenisul de masă este atât de important, singurul copil pe care îl are, un băiat de 14 ani, a ales să joace fotbal. Eu am ajuns să practic sportul cu mingea de celuloid la îndrumarea tatălui meu, care a jucat și dânsul o perioadă foarte bună în municipiul Giurgiu. Dacă dumneavoastră ați moștenit dragostea de tenis de la tată, de la dumneavoastră a moștenit cineva dragostea de tenis? Da, pot să spun că această moștenire a fost și a fiului meu, care a practicat timp de 3 ani tenisul de masă, după care l-a abandonat și acum este jucător la Dunărea Giurgiu, la secția de fotbal. Chiar dacă tenisul de masă nu este sprijinit și nu este o prioritate printre sporturi, Cătălin Doncea a demonstrat că se poate. Determinarea, talentul și mai ales dragostea pentru sportul cu mingea de celuloid nu îi le poate lua nimeni. Tenisul de masă în viața mea ocupă un loc foarte important și de aceea îmi aloc foarte mult timp pentru tenis, dar mai înainte de toate, familia este pe primul plan. Vă rog să-mi spuneți la final pe ce loc vă vedeți la campionatul care vă așteaptă. Au fost foarte multe zile de antrenamente, foarte multă muncă depusă din partea mea și cu ajutorul domnului antrenor Corbo Anghel, care m-a ajutat în pregătirea mea. Sper la campionatul național al Ministerului Afacerilor Interne să ocup un loc fruntaș. Jandarmul a adunat mai multe victorii și medalii în palmaresul său. În campionatul ministerului în care își desfășoară activitatea de jandarm, Doncea a obținut primul loc în anii 2011, 2012 și 2013. În 2005 și 2006 s-a clasat pe locul al 2-lea și tot pe podium pe locul al 3-lea s-a situat în 2009 și 2010. TV Giurgiu va reveni cu amănunte despre rezultatul obținut de Cătălin Doncea și echipa sa la finala pe echipe la tenis de masă a Ministerului Afacerilor Interne de la Câmpulung Muscel.